dragi studenți, dragi studente, ne bucurăm să vă avem alături în turul Sibiului, la care vă invităm să ne însoțiți, așadar să procedem în trecutul frumos al Sibiului. Haideți cu noi, haideți în turul Sibiului! Coborăm acum prin pasaj, pasajul care leargă Bulevardul Victoriei de strada Nicolae Bălcescu. Acum vă invităm să ne întoarcem în timp, acum 100 de ani, și să surprindem câteva aspecte despre modul în care își petreceau timpul liber sibienii. De aici se deschidea ceea ce pe atunci se numea Bretter Promenade, promenada cu scânduri, întrucât doamnele, domnișoarele și domnii ieșeau la preumblare pe corsoul sibian, care este actuala stradă Nicolae Bălcescu, arena principală de desfășurare a Loazirului, iar apoi continuau pe aici, în fața hotelului, pe atunci intitulat Habermann. Invit la dans în cele ce urmează și să vă spun câteva lucruri despre dansurile și balurile de la începutul secolului 20. Și avem valsul, celebru și elegant, polca și quadrilla, foarte săltărețe și dinamice, precum și în perioada interbelică tangoul, care se dansa în diferitele locații ale Sibiului. Coborâm acum către Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. În Sibiu, în fiecare an, se organizează Festivalul Internațional de Teatru, un eveniment de proporții, un eveniment foarte interesant și un eveniment care adună pe străzile orașului foarte mulți oameni din toată lumea. Salut! Hai dus la teatru! Libru nostru se repetă la secția germană de data asta și o să intrăm să vedem ce se întâmplă acolo. Hai, spune-te. Ne aflăm în incinta Teatrului Național Radu Stanca, unul dintre cele mai importante teatre din țara noastră și din lume chiar. Special Ort.
sunt dar și eu ascultat, dar om. Vezi, Rahel? Gut, dann lass uns die Welt erkunden. Drück mal Control F. Stop un pic, stai puțin, dacă facem așa, aș vrea să... Deci nu faci din două mișcări, o faci doar pe care la mine îi faci arăt camera după tine, aici nu trecești? Bă, da, trebuie să mai zic corect. Dar mai am lăsat scaunul de la mine, deci e scaunul așa, deci pare că se trece. Ok. Și când o vedeți mai în spate, deci tu te dai jos de scaun. Și când ai de plecare, ai de plecare, zic? Hai să vedem o dată, că adică s-a apropiat cu două mișcări, s-a apropiat de poate de așezat înapoi, da, da. Încercăm cu două retici înapoi, vă rog, eu l-am dat picioare pe masă și... Control F. Să rugăm acum pe directorul teatrului domnul Constantin Chireac să ne însoțească pe Aleea Celebrităților și să ne mai povestească despre oferta teatrală din toamna asta. Haideți! Cel mai interesant zid din acest oraș. Este zidul lui Berzovski, este un proiect european pe care l-am făcut împreună cu 7 mari teatre ale Europei. Probabil că la un moment dat în istorie va fi precum zidul Berlinului, care atunci când va fi demontat, când vom construi noul teatru, va fi păstrat ca o relicvă, care a însemnat simbol al dialogului, al libertății, a tot ceea ce înseamnă problematica unei comunități în raport cu Europa, cu lumea. Dragii mei, suntem pe această alee care înseamnă legătura dintre trecut și viitor. Acolo a fost primul teatru din Estul și Centrul Europei. La 1788, unul din cei mai vrednici primari din toate timpurile ai Sibiului, Martin Hochmeister, a construit un teatru cu loji din lemn de trandafir și cu un săptămânal teatral în limba germană. Un lucru fără precedent. Este primul teatru din Estul și Centrul Europei, care arzi de 4 ori în zidul de apărare. Iar această alee, care este între cele două ziduri de apărare ale orașului, oraș niciodată cucerit în istorie, am hotărât că el va fi cucerit de artiști.
Iar această alee a celebrităților, după modelul Hollywoodului, unde cei mai mari artiști ai lumii din toate timpurile, în zona filmului, au primit câte o stea, am hotărât ca grație festivalului de la Sibiu, cei mai mari artiști ai lumii în zona artelor spectacolului, să sfințească această alee. Și nu întâmplător este drumul care leagă primul teatru din istoria României și a Europei Centrale și Est cu locul viitorului teatru. Am ajuns până în 2019. În 2020 festivalul era gata, trebuia să acorde 7 stele. Din păcate, fiind numai online, nu am reușit să facem această ceremonie. Vom încerca să facem anul viitor. Ultima care a primit este, culma, una din cele mai mari actrițe ale lumii, dar și ale României, Maia Morgenstern. Aici, pe această alee, gândiți-vă ce nume se întâlnesc, de la Emmanuel de Marsimota, care este directorul celui mai mare teatru din Paris, Teatru de la Ville și a Festivalului de Toamnă de la Paris. Pippo Del Bono, unul din cei mai mari regizori ai lumii din toate timpurile, este copilul teribil al teatrului italian. Iar aici Eugenio Barba, probabil cel mai respectat artist al secolului 20-21, cel care a creat Odin Theater și care în 2007, când a venit la Sibiu, a spus: festivalul de la Sibiu este cel mai important festival cultural al lumii. Este părintele nostru, este marele nostru prieten și ne bucurăm că am putut să deschidem această alee cu nume atât de importante împreună cu dumneavoastră. Iată, aleea celebrităților care va continua până acolo departe unde va fi noul teatru. La Filarmonică. Știți celebra clădire Italia, de pe strada Cetății, unii spun cea mai frumoasă stradă din Sibiu. Noi pregătim deschiderea de stadiune, avem un nou dirijor, pe Tiberiu Soare. Intrăm, dar vă rog să nu faceți zgomote. Haideți la repetiție. Și ați ascultat doar un fragment din Sinfonia a patra lui Beethoven. E desigur, Beethoven încă mai auzea în această Sinfonia a patra,
Și acum că tot stau lângă talia, o talie, sau unii spun că ar fi chiar euterpe, nu se știe. Sunt niște zeițe pe care le iubim cu toții. Și de ce le iubim? Pentru tot frumosul pe care îl lasă în urmă. Iar această simfonie se cheamă chiar Simfonia Iubirii, așa e denumită. Așadar, vă așteptăm la Filarmonică. Veniți cu toată încrederea, nu o să mai adormiți la Filarmonică, nu o să mai fie prăfuieli la Filarmonică, va fi foarte multă muzică bună, vom avea de la muzică foarte veche până la muzică contemporană. Înființăm un nou festival, Brave New Music, sau Minunata Muzică Nouă. Haideți! Să ne continuăm călătoria. Suntem aici în inelul orașului, a treia centură de fortificații și putem vedea pe această stradă cele mai bine păstrate turnuri care sunt în oraș, archebuzierilor, olarilor și dulgherilor. Le-am spus în ordine de la sud spre nord. Ele au fost foarte bine păstrate și ne putem da astăzi seama cum arăta centura de fortificații. Cele trei turnuri au baze diferite, fie o prismă ortogonală, fie un pătrat, fie un cilindru, și cum se vede erau unite de un zid de apărare. În exteriorul zidului putem vedea în stânga un șanț mare de apărare, încă un zid de apărare și un șanț foarte adânc cu apă. Cărămida asta roșie face ca orașul să se numească Cetatea Roșie. Piața Mare, piața centrală a orașului, plină de istorie, de toate epocile istorice.
statuia lui Gheorghe Lazar, care străjuiește Piața Mare a Sibiului, foarte aproape de Turnul Sfatului. Învățătorul, educatorul, profesorul care a dat numele unuia dintre cele mai cunoscute licee din colegii naționale din Sibiu. Bine ați venit, dragi studenți, la o mică incursiune în ceea ce ar putea însemna istoria orașului de sub Caldarâm, nu acelui pe care îl vedeți prin arhitectură, ci a ceea ce înseamnă arheologie, a ceea ce înseamnă descoperit, care sunt mai greu vizibile. Vila Hermanii, satului Herman, sau cum se numește astăzi, Sibiu Hermanstadt. De ce punctul zero? Pentru că aici, de fapt, sunt principalele clădiri, principalele instituții ale așezării, începând cu secolul al XII-lea și într-o oarecare măsură chiar și astăzi. Înspre vest, partea cealaltă a pieței, a existat o clădire, Capela Sfântului Ladislau, care a fost demolată în 1898, care capela a adăpostit din 1592 prima bibliotecă publică, biblioteca gimnaziului, care a funcționat pe lângă biserica parohială. Această primă, dacă vreți, bibliotecă într-un fel ne leagă de istoria
hai să spunem, academică și, dacă vreți, într-o oarecare măsură și de istoria științifică. De ce? Pentru că nu departe de această clădire, fostă capela Sfântului Ladislau, care nu mai există, se află o clădire care există, mai puțin cunoscută, mai puțin vizitată, așa numită Biserica Azilului. Este în partea de jos a pieței Huiet, în ceea ce se cheamă orașul de jos. Este în picioare, poate fi vizitată și a fost transformată în spital în 1292 de către un ordin numit al ospitalierilor Sfântului Spirit. Sub picioarele noastre e de fapt prima construcție religioasă din așezarea care a funcționat aici începând cu a doua jumătate a secolului al XII-lea, este aceea ce s-a numit o biserică de plan circular sau o rotondă. E marcată în paviment, din păcate nu e pusă și o placă care să explice ce e cu acest marcaj în paviment. Se consideră că a fost construită la sfârșitul secolului al XII-lea și a funcționat până în secolul al XVI-lea, când a fost demolată, în 1572, este demolată și a fost redescoperită prin cercetări arheologice începând cu anul 2004 și continuând apoi până în 2006. În această zonă, ca un fapt divers, în 1898 s-a sistematizat cimitirul care funcționa în jurul bisericii parohiale, s-a transformat în piața pe care o vedem astăzi și atunci toate mormintele care au fost dezvălite au fost așezate în așa numite osoare. Un osoar se află într-o casă privată care a fost transformată dintr-o capelă numită a Sfântului Iacob, care are sub pardoseala bucătăriei actuale un metru de depuneri de oase. Primul zid care a înconjurat și a apărat principalele instituții ale așezării a fost în această zonă. De aceea piața Huiet, clădirile din piața Huiet au această formă, pentru că ele încalecă acest zid. Și noi stăm acum și ne uităm la ceea ce înseamnă un fost turn. De fapt, este parte dintr-un fost turn care se afla pe acel zid de incintă și care ulterior a primit o poartă de trecere dinspre piața Huiet către piața Mică, spre care o să ne îndreptăm și noi pașii încerișor. Tocmai pentru a ușura comunicarea între cele două zone. Zona, să spunem, religioasă și zona economică, care este piața Mică. Piața Mică, care acum este una dintre zonele de petrecerea timpului pentru turiști, dar și localnici, dar care în același timp adăpostește și câteva clădiri extrem de importante. Piața Mică este centru economic al așezării, a fost cel puțin până la nivelul secolului al XVIII-lea centru economic al Sibiului și care are una dintre clădirile emblematice pe care sibienii o numesc Casa Artelor sau care este cunoscută sub numele de Hala Măcelarilor și teatru în fața noastră, clădirea așa cu nuanță verde și ca un punct interesant apropo de ce înseamnă siguranța alimentară. În secolul al XIV-lea, măcelarii puteau să vândă în aceste hale, adică în gangurile respective erau câte un magazin, carne care era tăiată în dimineața acelei zile și care, dacă nu era vândută până la sfârșitul zilei, trebuia dată animalelor. Casa Roșie, care se află vis-a-vis de noi, este de fapt numită Casa Aurarilor. Fiecare breazlă a avut în această zonă o casă. În partea de jos era magazinul, în partea de sus locuința, magazinul și atelierul. De aceea sunt aceste portaluri care, la momentul când funcționa ca punct economic, permiteau o comunicare, deci se putea merge din zona aceasta actualmente a podului Minciunilor, pe sub galerii, pe tot pe perimetrul pieței Mici, în așa fel încât, atunci când era vreme ploioasă, cei care se deplasau să nu trebuiască să meargă prin noroiul care era în piața Mică, pentru că nu era parată la acea dată. În
piața mică mai avem și câteva lucruri care țin tot așa de un underground, de o istorie de sub pavaj. E vorba de gropile de provizii, care sunt mai bine conservate în piața mare. Gropi de provizii care erau realizate ca să păstreze, într-o manieră secretă, rezerve. Aceste gropi de provizii, ca să le punem într-o ecuație contemporană, ar fi ceea ce reprezintă astăzi rezervele statului. Erau rezerve pe care comunitatea le putea accesa în cazul în care era asediată pe termen lung și nu se putea aproviziona. În piața mare, dacă o să mergeți, o să vedeți acele gropi de provizii, cât au fost conservate și pot fi vizibile înspre clădirea primăriei. Ele au fost toate în piața mare 23 și aici în piața mică cred că vreo 9, dar au fost alese 5 care au fost cumva marcate și în acest fel cel care ajunge în piața mare și dorește să se odihnească poate să șadă pe amenajarea făcută deasupra intrării în aceste grupe. Astea au fost câteva mici informații despre ceea ce înseamnă Sibiul de sub pavaj sau orașul de sub oraș. Cu siguranță sunt mult mai multe lucruri care pot fi descoperite, de aceea vă invit să vizitați orașul, să vizitați partea lui istorică, ca să aflăm mai multe lucruri despre istoria acestui frumos oraș.